Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei pe frecvențele Radio Europa FM și pe Facebook. Invitatul meu în această seară este publicistul, investigatorul, scriitorul, filantropul, antreprenorul și activistul civic Valeriu Nicolae. Bună seara, Valeriu! Bine ai revenit la Europa FM, am uitat ceva sau am adăugat ceva? Nu știu, oricum, mulțumesc tare mult de prezentare. Bună seara! Păi, m-am străduit să le cuprind mai pe toate, că or fi mai multe. Valeriu Nicolae, numai ce te-ai întors de la Doha, unde ai fost la muncă, ai scris pe Facebook, ai fost foarte bine plătit și, cel puțin la fel de important, ai primit recunoaștere cu asupra de măsură. Erai agățat, mi-a plăcut asta, erai agățat de piciorul lui Bunuțu. E cumva povestea vieții tale, să ai succes afară, să faci bani, să ai recunoaștere și apoi să te tot întorci în România, cumva contrar fluxului majoritar. De ce? De ce te tot întorci? Păi, mă simt foarte util în România și grecii spuneau că binele egal cu utilitate, deci mă simt foarte bine, deci pot să fac o grămadă de lucruri și știu că sună așa pompos, dar eu chiar sunt foarte îndrăgostit de România. Deci sunt foarte mulți oameni foarte buni și am avut un noroc senzațional să am o mulțime de oameni mult mai buni ca mine, care mă inspiră în jurul meu și care mă forțează să fac lucruri mai bune decât aș fi făcut eu de unul singur. Bun, și de ce crezi că atât de multă lume nu vede ceea ce vezi tu și nu este îndrăgostită de România? De ce pleacă atât de mulți? Cauzele sunt multiple. În primul rând, cred că avem ghinionul unei clase politice catastrofale. Avem iarăși un pic de ghinion când vine vorba de oameni care să ne inspire. Sunt foarte puțini oameni care să ne inspire și am devenit și foarte cinici, cred. Deci fiind dezamăgiți de generații după generații de politicieni, cred că am devenit un pic prea cinici. Dar sper să ne revenim. Și e și în succesul ăsta al USR-ului, cred că a dus la o demotivare puternică în sânul clasei de mijloc. Că clasa de mijloc încearcă să plece din ce în ce mai mult. Dar eu nu văd lucrurile așa. Mie mi se pare că România are potențial, o mulțime de potențial și că partea asta, că politicienii noștri nu sunt atât de buni pe cât ne-am dorit noi să fie, o să se schimbe încet, încet. Asta înseamnă că pe undeva tu ai primit bine discursul directorului SRI care spunea că tinerii au motive să rămână în România, o țară unde tineri din alte țări și-ar dori să trăiască. A avut dreptate. Discursul a fost un discurs curajos. Deci e primul discurs curajos al unui director SRI și am apreciat treaba asta. Bine, că să vedem și ce se întâmplă după discurs, asta e o cu tot altă discuție. Dar a fost un discurs curajos. Și, în definitiv, statistic, el are dreptate, că România este în topul celor 20% dintre cele mai bune țări din lume. Deci 80% dintre țările celelalte țări trăiesc mai prost decât noi. Asta nu înseamnă că se aplică și pentru Uniunea Europeană. Dar, bun, a fost un discurs și cu o tentă un pic, încerca să fie un pic inspirațional, mi s-a părut, dar un discurs curajos. Eu l-am apreciat, de fapt. Tu te întorci, tu spui că iubești România, dar fiul tău vrea să rămână sau vrea să plece? Da, fiul meu ar fi putut să plece lejer în Canada, deci fiul meu are dublă cetățenie, ești canadian și are și un fel de bursă pe care putea să o folosească în Canada. N-are niciun fel de gând să plece, lui îi place foarte mult aici și crede că viitorul lui e aici, deci nu are niciun fel de ezitare acolo. Ce fel de viitor? Studiază medicina, e foarte pasionat de medicină și în ciuda faptului că
a avut câteva posibilități foarte bune de a pleca, a hotărât să stea aici, încă a considerat că poate să facă mult mai multă practică, că poate să vadă mult mai multe lucruri, poate să interacționeze mult mai bine cu pacienți. Deci, fiind de fapt mai optimist ca mine în ceea ce privește viitorul României. Asta e remarcabil pentru că facultățile de medicină din România sunt fabrici, cu ghilimelele de rigoare, pentru export. Dacă îi întrebi pe studenți, cea mai mare parte vor să plece din țară. Deci e oarecum surprinzător ce îmi povestești tu. Dar hai să vedem țara asta din care fiul tău nu vrea să plece, în care tu te întorci în permanență. Scrie recent pe Facebook despre Exim Bank, despre sinecura de maxim lux de acolo. Nu e nimic nou, s-a scris. Despre Da. plagiate, presa scrie de vreo 10 ani de zile de la Victor Ponta. Nu se întâmplă nimic, pentru că nu există presiune publică cu adevărat. Nu e asta dezarmant? Oh, eu cred că se întâmplă. Există un studiu foarte fain al Columbia University pe schimbarea atitudinilor negative. L-am citit, cred că, prin 2004. Eram foarte interesat atunci de cum se pot schimba chestiile pe rasism. Și raportul ăla, studiul ăla al Columbia University spunea foarte clar că schimbarea atitudinilor negative durează și durează un minim de 10 ani. Mie mi se pare că totuși s-au schimbat multe lucruri în bine pe partea de plagiat. Deci, na, Câmpeanu a fost forțat să plece, Dar Roman a este bine, fost mersi forțat să rector, în plece. continuare, adică. A, da, dar eu cred că presiunea se va înteți și sunt din ce în ce mai mulți oameni care scriu dur pe partea asta de plagiat. În sfârșit avem câțiva profesori universitari care se pronunță împotriva plagiatului. Lucrurile încep să se miște. Dar e un Deci mie nu criteriu mi la se pare. vot? O să vedem, depinde ce facem fiecare dintre noi. Că dacă noi, adică oamenii care au cât de cât influență, care sunt ascultați de alți oameni, continuă să tacă pe subiectul ăsta cum o fac marea majoritate a televiziunilor noastre, atunci sigur nu o să aibă influență la vot. Dar dacă noi o să vorbim și vorbim bine și des despre asta, sunt sigur că o să se schimbe și la vot. Vorbim bine și des, vorbim bine, adică comunicare. Cum ți se pare că e comunicarea, asta este și specialitatea ta de altfel, cum ți se pare că este, Valeriu Nicolae, comunicarea publică la vârful politicii românești? Cum este transmis și cum este receptat mesajul? Sunt două lucruri acolo. Deci, PSD-ul are o tradiție de comunicare strategică foarte bună și au plătit foarte mulți bani și au angajat câțiva oameni foarte, foarte buni și foarte inteligenți să le facă comunicarea strategică. S-au antrenat bine. Deci, Marcel Ciolacu se vede foarte clar că omul e antrenat. Deci, e calm. La fel și Dragnea. Dragnea era foarte bun în comunicarea publică. Deci, ea o comunicare publică bună spre foarte bună. PNL-ul are o comunicare proastă și asta încă, în general, liderii PNL-ului au fost foarte aroganți. Deci au crezut că le știu pe toate, începând de la Câțu și terminând cu Ciucă. Și așa, deci ei nu au fost antrenați. Deci nu sunt. Deci nu pun timp în a se antrena și a deveni comunicator mai bun. În fapt, ambii sunt comunicatori catastrofal naturali. Deci nu au nimic natural pentru a comunica. Unul dintre ei foarte arogant, celălalt dintre ei, celălalt momâu, așa, deci incapabil să zică mare lucru. Campaniile PNL-ului au fost proaste. În schimb, noile partide sunt dezastruoase. Deci, de exemplu, comunicarea aur depinde strict de George Simion. Deci, dacă George Simion dispare, aurul dispare. Iar comunicarea USR a fost tot timpul slabă spre foarte slabă. USR-ul, din păcate, păcătuiește foarte tare pe partea asta de aroganță. Sunt câțiva oameni, într-adevăr, deștepți sau foarte deștepți la nivelul conducerii, dar faptul că tu ești deștept într-un domeniu te face și un comunicator bun. Iar asta ei nu au priceput. Și reper. Reper la fel, catastrofă. Deci oameni inteligenți care
Nu au nicio treabă cu comunicarea. Deci ei comunică bruseleză. Deci e o comunicare de Comisia Europeană. N-are cum. Comisia Europeană, dacă stai și te uiți la câți bani bagă și ce audiență au, e clar, ei sunt total pe lângă. Același lucru e și cu Repel. Deci ei fac o comunicare pentru o nișă foarte mică și deloc importantă. Ce lipsește? Fondul sau tehnica? Ambele. Deci nu au nici oameni talentați, carismatici, care se poate să facă comunicare. Nici nu se antrenează cum ar trebui să se antreneze și nici nu știu. Deci nu știu să facă comunicare. Și în plus sunt loviți și ei de știutită și autosuficiență. Bun, asta nu este o boală strict românească. Ne uităm la comunicarea liderilor europeni și este de-a dreptul șocant din punctul meu de vedere că mesajele unui organism asociat cu democrația și în mod cert cu prosperitatea, cum este Uniunea Europeană, că mai scârție, că mai, dar democrație și prosperitate în mod cert proiectează Uniunea Europeană, ei, mesajele acestui organism sunt mult mai puțin credibile și pierd bătălia cu fake news-uri absolut dubioase din surse necunoscute și asociate în general cu o putere care numai democratică și prosperă nu e. Și numai asta nu aduce. Cum se explică? De ce nu sunt crezuți cei care au un background solid, care au niște fapte în spate și sunt crezuți no, așa? Nu, e o comunicare bazată pe pumpincuriz. Deci la comisie promovezi nu că ești bun, ci că slăvești pe cine trebuie. Și comunicarea e o comunicare foarte piramidală, deci e verificată de foarte mulți oameni, în așa fel încât să nu supere pe nimeni, să nu supere nici pe șefuțul ăla. Și atunci se ajunge la o comunicare minimală și foarte lipsită total de emoție. Deci, uite, pot să-ți dau câteva exemple. Chiar deci, Comisia Europeană plătește îngrozitor de mulți bani către ceea ce se numește network-urile europene. Deci, ai network european pe dizabilitate, pe copii, pe sărăcie, pe tot ce vrei tu. E, la un moment dat m-am uitat la 6 dintre network-urile astea. Bugetul lor minim de comunicare peste un milion pe an de euro. E, băieții ăștia reușesc în medie să aibă undeva sub 10 like-uri pe Facebook la un buget de peste un milion de euro de fiecare pe comunicare. Deci mai prost de atâta nu se poate. Și ăsta e doar un exemplu. Dacă te uiți la fel, deci mă uitasem la un moment dat, Farage comparat cu Uniunea Europeană. Deci Farage avea un engagement mult mai bun, deci mult mai mult susținător pe Facebook decât întreaga Uniunea Europeană. Și ăla era de unul singur, cu un buget de probabil peste 1000 de ori mai mic decât bugetul Uniunii Europene. Uniunea Europeană are un directorat general de comunicare cu sute de oameni angajați pe partea de comunicare. E, asta e, deci, rezultatul angajărilor proaste și a unei tehnocrații prost înțelese. Și oamenii ăia nu angajează oameni talentați la comunicare. Deci angajează oameni care trec prin filtrul lor foarte tehnocratic. Adică ei angajează oameni ca ei, care vorbesc ca ei în jargonul ăla brusteles de nu-l înțelege nimeni sau și de care râdem cam cu toți. Plus, nu deranjează, n-au ajuns Valeriu Nicolae să deranjeze și anumite stereotipii, chiar dacă ele au în spate intenții foarte bune. Lucruri care nu pot fi spuse, exact cum spuneai mai devreme. Promovarea egalității de gen, de exemplu, cu orice preț și alte asemenea chestiuni care ajung să fie percepute ca niște șabloane contra naturii până la urmă, contra naturii concurenței politice, la asta mă refer. Nu e Dar și aici o problemă? Sunt de-a dreptul penibil. Deci la anul trecut, principala problemă a Comisiei Europene când venea vorba de copii erau cei care transgenderi, deci copiii care voiau să-și facă operații de schimbare de sex. Deci noi avem în Uniunea Europeană undeva clar la peste 20 de milioane de copii care trăiesc în sărăcie abjectă și noi puneam ca prioritate
că un puști, deci era, nu știu, două operații pe an în întreaga Uniune Europeană pe partea asta. Deci am devenit total ridicol. Deci nu spun că na, drepturile transgenderilor în sfârșit, băi, dar nu poate să fie asta o prioritate. Tu ai, din nou, sunt milioane peste milioane de copii care trăiesc în condiții îngrozitoare în Uniunea Europeană și se duc în fiecare seară flămânzi la culcare, iar pe noi ne interesează să cum facem ca un puști de 12-13 ani să fie E operat. important să nu fim greșit înțeleși aici. Nu e vorba de a le diminua, de a milita împotriva drepturilor acestor persoane. Este Doamne vorba doar de ferește, nu, e treaba importanța fiecăruia, da. accentului. Da, deci e absurd și în cazul ăla normal că te expui populiștilor. Că orice, începând de la Putin și terminând cu Simion, toată lumea poate să-i atace pe o grămadă de chestii și răspunsul Uniunii Europene e întotdeauna super plictisitor. Deci ăia zic, bă, voi sunteți niște tâmpiți, idioți, vai de mama lor, cretinilor și nu știu ce, și Uniunea Europeană răspunde în virtutea diplomației bilaterale, vă invităm la un dialog, nu înțelege nimeni nimic. Deci, înțelege aia, ăștia sunt niște fraieri. Suntem în Piața Victoriei la Europa FM împreună cu Valeriu Nicolae. Valeriu Nicolae, doar pare sau așa și este că ne aflăm în fața unei generații foarte slabe de lideri, nu numai în România, ci la nivel european. Mă refer la lideri naționali, dar mă refer și la liderii Uniunii Europene cu doamna von der Leyen în frunte. Îngrozitoare, da? Deci, din punctul meu de vedere, e cea mai proastă generație de lideri pe care am avut-o până acum. Deci, stai și te uiți. Deci, doamna aia care conduce Anglia acum n-ar fi condus niciun chioșc de ziare în urmă cu 40 de ani. Deci, suntem catastrofi, ca să nu mai vorbim de liderii noștri politici. Deci, Abonament. domnul Iohannis e peste orice limită a imaginației, deci nu are nicio treabă. Bun, dar în general, deci noi nu mai avem lideri politici și din păcate, oameni, Orban, de asta e atât de vizibil Victor și atât Orban, de ca să. influent. Victor Orban în Ungaria, doamna din Italia, iarăși, care Meloni. are talent de retorică, deci de asta câștigă, încă nu au contraadversari. Deci nu au oameni puternici care să îi facă zob. De ce se întâmplă asta? Încă, în general, oamenii de succes sunt scârbiți de politică și le e teamă să intre în politică, încă asocierea cu politica înseamnă că se mânjesc. Dacă nu reușim să schimbăm treaba asta, democrația europeană e într-o găleată. Ți se pare că doamna Meloni este o extremistă? Pentru că s-a discutat mult Nu, despre lucrul nu acesta. mi se pare că e extremistă, nu. Deci am început, exagerăm ca nebunii. Deci ne ducem în, fiindcă suntem foarte polarizați, exagerăm îngrozitor. Nu, Meloni nu este, deci nu corespunde profilului unui extremist. Dacă are și idei radicale, asta așa e. Dar nu e extremistă, nu. Și mi s-a părut, am văzut câteva chestii super manipulative, că ar fi pro-Putin. Femeia n-a fost niciodată pro-Putin, deci Din n-are nicio potrivă. cauză. Da, exact, deci a fost tot timpul împotriva lui Putin. E, asocierea cu Berlusconi și cu Lega de Nord, aia e, acolo e o problemă. Deci Salvini, da, Salvini este un extremist, clar. Dar nu mi s-a părut că ar fi o iubire între Salvini și Meloni. Deci nu mi se pare că sunt foarte Da, sunt drăguți opinii unii cu ceilalți. care spun că din cauza acestei incompatibilități a doamnei Meloni, mai ales cu Salvini, dar și cu Berlusconi, s-ar putea ca această nouă Să structură nu să nu dureze, da. reziste, ceea ce, sigur, ar fi într-o bună tradiție a Italiei. Dar Exact. să-i lăsăm pe ei cu ale lor, totuși așa se economie a lumii, nu cred că Da, și o trebuie să să le fim plângem de îngăleată milă. că
Da, dacă continuă pe direcția asta pe care sunt acum, o să avem dita mai problemă, încă deficitul la ei e estimat acum la peste 6,5%, deci o să fie o Costă problemă mare. 14% datorie Da. publică, da. Bun, dar să-i lăsăm, cum spuneam, că avem pe ale noastre, spuneai că avem cea mai proastă generație de lideri politici în acest moment și mai la începutul emisiunii Valeriu Nicolae îmi spuneai că vorbeai despre eșecul USR. Dar de ce? USR-ul s-a stabilizat, pare, e adevărat, undeva pe la 9. Iată, a reușit să-și treacă inițiativa fără penal, sau, mă rog, asta revendică. Și, mă rog, are publicul lui. De ce, Da, unește? De ce îl USR-ul considerăm nu așa? are nicio șansă să crească de asta. Deci sunt convins că nici tu, nici eu nu știm nici măcar un singur om care poate să aducă oameni în jurul lor dispus să intre acum în USR. Deci nu există niciun om care să aibă popularitate în România care să vrea să intre în USR. Niciun. Și asta e clar o sentință că USR-ul nu poate să crească. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Aroganța liderilor. Deci USR-ul a devenit un partid de egocentru. Deci în loc să fie un partid care să-ți atragă lumea, un partid în care liderul să fie modest, să ajute și să aducă alți oameni în jurul lui, oameni mai buni, asta nu s-a întâmplat deloc. Și au devenit și foarte polarizați și sectanți. Deci încep să aibă poziții din ce în ce mai îndârjite. Comunicarea domnului Drulă mi se pare îngrozitoare. Deci folosește cuvinte foarte, foarte dure. Adică, din păcate, mesajul lui domnului Drulă devine extremist. Și chestiile la limbajul ăla extrem de dur. Da, satisface Nucleului. nevoile nucleului radical USR, dar arde orice altă punte de colaborare. Și asta nu cred că e o idee foarte bună. Și m-aș aștepta de la liderul unui partid de tipul ăsta să fie mult mai echilibrat și mult mai înclinat spre consens, spre colaborare, de se ducă mult mai înspre centru. Deci nu se duce deloc înspre centru, se duce din ce în ce mai în extremă. Cum ți s-a părut inițiativa foarte controversată a doamnei Armand de a da acele vouchere tuturor, sigur, dacă îi va aproba Consiliul, de a da tot acele vouchere de 1000 de lei tuturor cetățenilor peste 18 ani din sectorul 1, fără diferențiere de venit, de tip de încălzire, de orice, 1000 de lei, voucher de 1000 de lei pentru toți majorii din sectorul 1 pentru îmbunătățire energetică. Trebuie să mărturisesc că mie îmi place doamna Arman, deci mi se pare că a avut curaj la în primărie, că s-a bătut, deci a intrat în niște bătălii în care foarte puțină lume ar fi intrat. Asta nu înseamnă că nu mi se pare, din nou, ridicolă măsura asta și care nu are nici înclin, nici în mânecă cu orientarea presupus de centru-dreapta a doamnei Arman. Deci, e o chestie super populistă, foarte prost gândită și o comunicare foarte, foarte slabă. Deci, Dar de ce? De ce doamna Armand recurge la asemenea mijloace care sunt ale politicienilor hârșiți în rele, ca să zic așa? Dăm la toată lumea. disperare pentru popularitate. Deci, asta mă sperie pe mine în general la politicienii noi. Hai să fim, uite, hai să ating un subiect delicat pe care în general nu îl atingem. Marea majoritate a televiziunilor de știri de la noi, eu nu fac o diferență între televiziunile noastre de știri și televiziunile rusești. Le sunt același tip de propagandă, aceleași metode, o tăcere cumplită despre orice care nu convine televiziunilor în cauză. E, din nefericire, politicienii noștri noi, în loc să aibă curajul
atunci când sunt invitați la televiziunile alea, se expună problemele majore, încă de fapt televiziunile sunt niște instrumente de propagandă, că partidele pompează o grămadă de bani, că sunt conduse de foști infractori, adică două dintre cele mai mari televiziuni de știri, ambii foști patroni și actual patroni au fost în pușcărie, iar celălalt este fugitiv, să discute despre relațiile foarte toxice ale televiziunii cu oamenii politici și faptul că promovează oameni corupți și îngrozitori la televiziune, cum ar fi. Deci noi avem și nu mai avem niciun fel de distinție între jurnalist, politician, jurnalist. Deci doamna Alexandrescu a fost jurnalist, a fost mâna dreaptă a lui Dragnea, e iară jurnalist. Domnul Mitrea este acum mai nou jurnalist și el. Sorin Roșca Stănescu. Sunt o grămadă de nume îngrozitoare care sunt promovate foarte agresiv de televiziunile acestea. E, din nefericire, eu nu am văzut nici măcar unul dintre politicienii noi să îndrăznească să vorbească împotriva lor. De ce nu? Fiindcă sunt într-o continuă și disperată căutare de popularitate. Și atunci ei se plâng că nu sunt invitați de aceste televiziuni în loc să încerce să introducă, adică să educe publicul să spună lucrurilor pe nume. Deci la noi politicianul român nu are curaj sau are curaj numai când îi convine. De exemplu, partea asta cu domnul Bode cu doctoratul pe care o face USR acum e super ipocrită. De fapt, suntem mai mulți dintre noi care am scris de mai mulți ani, de vreo 3 ani am scris de faptul că Bode are o problemă și are o problemă uriașă și că iar USR-ul știa asta, deci au fost informați întreaga conducere și au spus, mie mi s-a spus în mod direct că inițiativa asta de dezvăluirea imposturii nu este interesantă pentru publicul lor, încă publicul lor vrea să conducă împreună cu PNL-ul. Bun, aceasta fiind starea, ce se întâmplă? Ne așteaptă încă 10 ani de PSD plus PNL sau PSD doar plus UDMR, pentru că se poate și lucrul acesta, nu e deloc exclus. Unde este ieșirea de sub această putere care are, pe lângă unele tentații deloc democratice, este și fundamental incompetentă, după cum vorbeam mai devreme. Da, nu cred. Nu, eu cred că o să se întâmple cum s-a întâmplat cu Convenția Democratică. Deci suntem într-o perioadă în care suntem un pic anesteziați de eșecul SR-ului, dar cred că o să ne revenim. Deci, În na, ce fel? mobilizarea, În altă adică formă? societatea, adică o să ne începem să ne irităm din nou, o să începem să protestăm din nou și sper să avem la alegerile din 2024 câteva opțiuni mai bune pe care să le putem alege, să putem trimite un semnal foarte clar că e nevoie de o schimbare. Deci nu cred că PNL-ul cu PSD-ul vor continua pentru încă 10 ani. Singura mea teamă este domnul Joană. Deci dacă domnul Joană câștigă prezidențialele în România, în mod clar eu plec din țară. Deci mi s-ar părea oribil să văd chestia asta. Adică anulăm tot începutul emisiunii, considerăm că nu mai ai speranță cum o ai acum, anulăm, în Da, sensul că absolut. inversăm Deci dacă mesajul. domnul Joană câștigă prezidențialele, mi se pare, deci, suntem foarte, foarte proști. Dar de ce totuși domnul Joana este secretar general adjunct NATO, are o recunoaștere internațională? Acum întreb și eu care e problema, care Absolut, ar fi are și un problema? doctorat făcut în timpul în care era ministru de externe și mai avea încă vreo 4 funcții super importante. Este și faimosul cumnat cu domnul Costea, care făcea vreo 300 și ceva de mii de euro pe an, adică cât făcea lumea normală în 16 ani. Este și omul care și-a făcut partid cu domnul Vanghelie, este și omul care este legat de o grămadă, grămadă de alți oameni super toxici, începând cu, cum îl cheamă pe domnul ăla de
care e și patron de fotbal cu mita la PSD, domnul Nicolae. Deci, cum să spun, nu cred că există în momentul de față un politician mai toxic decât domnul Mircea John. Cine ar putea să fie un candidat cu șanse la viitoarele prezidențiale care, în termeni politici, nu sunt atât de departe pe cât ni se par nouă în acest moment? Sincer, aș vota cu oricine altcineva în afară de domnul John. Cu domnul Ciucă? Da, indiscutabil aș vota cu domnul Ciucă, fără, n-aș avea nicio ezitare. Deși, cum să zic, n-am nicio, în ciuda, adică nu, sunt foarte curios să citesc teza de doctorat a domnului John. De E fapt, m-am și publică? înscris să mă duc să o E citesc. publică. Este, bine, e publică, adică poți să o citești în condițiile la foarte ciudate ale Bibliotecii Naționale. I-am cerut public domnului John să-și o facă publică, încă doar e o operă de artă. E drept într-un domeniu în care domnia sa nu prea avea, deci el a anunțat că opera sa este pe economie mondială, ceea ce e destul de ciudat, fiindcă teza de doctorat se numește cum, altcumva, cam pute toată chestia asta, Prezumția dar de vreau, nevinovăție absolut, încă absolut, funcționează, asta trebuie să n-am spunem. spus că e vinovat, Doamne ferește, am zis că e suspicios, deci să-ți faci un doctorat în timp ce tu muncești non-stop la Ministerul de Externe și pe nu numai asta, dar mai ai și alte funcții, cum ai fi vicepreședinte al PSD, ai condus alegerile, deci campania PSD-ului, ai participat la alegerile din București, deci ai avut treabă non-stop, că ți-ai terminat și doctoratul în 3 ani, mi se pare destul de straniu. Dar în sfârșit, din nou, domnul John este un om inteligent, sunt convins că este o operă foarte importantă și de care ar trebui citită de cât mai multă lume. Valeriu Nicolae, mai avem un minut și aș vrea să te întreb așa, pe scurt. Ai fost unul dintre cei mulțumiți, dacă nu chiar încântați, de venirea doamnei Decala în fruntea Ministerului Educației. Să nu exagerăm, n-am fost încântat. Mulțumit! Ai salutat această venire. Sigur, prin comparație îți dau și eu dreptate. Comunicator fiind și observator al comportamentului oamenilor, ce ți-a spus ție, nu atât despre doamna Deca, cât despre domnul Iohannis, plecăciunea doamnei Deca din momentul în care și-a luat, i-a înmânat jurământul scris? Oribilă, deci chestia asta, doamna Deca comunică catastrofal, deci pare, cum Nu, să nu zic, comunică. nu, da, deci limba aia de lemn pe care o folosește e fabuloasă în sens negativ, deci nu, n-are nicio treabă comunicarea, cum nu are nici șeful lui. Totuși e comparativ cu mulți alți miniștri de a educației, este calificată, adică are, nu, CV-ul ei nu sunt dubii acolo și are o relație bună cu domnul Iohannis, ceea ce nimeni altcineva nu prea avea. Deci bănuiesc că e singura care a schimbat mai mult de 10 cuvinte pe zi cu domnul Iohannis în Relația ultimii ani. bună cu domnul Iohannis implică plecăciunea, înțelegem, da? Da, păi doar e regele soare, domnul Iohannis, asta și cere, deci la el e, băi, stai, consilierii, deci eu am doi prieteni care au fost consilieri la prezidenție, care vorbesc îngrozitor despre domnul Iohannis, o să mă înjure că probabil pot fi descoperiți acum, și care spuneau foarte clar că ei erau total degeaba acolo, că nu conta niciun fel sfatul lor. Era ce zicea domnul rege soare, să implementeze. Adică nu conta dacă avea dreptate, nu avea dreptate, dacă e specialist pe domeniu sau nu. Deci plecăciunea. Valeriu Nicolae, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Prieteni, ne reauzim Cu săptămâna mare viitoare. plăcere. Numai bine până atunci. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.